Bună seara, dragii mei prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă cafeluță cu tâlc, cu iubire, cu conectare. Și ce să vă zic, că după cum vedeți am un studio diferit și o să vă povestesc tărășenia cu acest studio pe care l-am încropit aici într-o cameră de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, unde sunt de ieri pentru 2 săptămâni până vinerea cealaltă. În fiecare an, în această perioadă, eu vin și fac aici o cură balneară care mă ajută la starea de sănătate. Și, apropo, vă recomand și vouă să aveți grijă de voi, pentru că, dragii mei, dacă nu avem grijă noi de noi, cine ar putea să o facă în locul nostru? Bun, dragilor, în această seară sunt deosebit de bucuroasă să ne revedem la a 220-a sesiune și am numit-o eu În viață la vreme de furtună, pentru că, dragii mei, toți trecem prin furtuni în viața noastră și furtună poate să însemne orice situație grea, cu suferință, la necaz, atunci când simțim ca și cum am fi în furtună, da? Fără niciun fel de adăpost, simțindu-ne în nesiguranță și în bătaia vântului, am mai zice. Dragilor, numele meu este Camelia Tița, sunt prietena voastră, sunt demolator de convingeri limitative și îmi place să mai spun despre mine că sap în interiorul meu, dar și în interiorul oamenilor, pentru că sunt un căutător de comori în interiorul oamenilor și mai spun despre mine că ce caut eu? Sămânța măreției, dragilor. Foarte frumos, acum când vorbesc cu voi, deja și văd aici, am lângă mine ceva frumos și îmi imaginez sămânța măreției din fiecare dintre noi, pentru că în fiecare dintre noi ea există și arată în moduri diferite. Și sunt convinsă, absolut convinsă, că fiecare dintre voi, cei care sunteți aici acum cu mine sau cei care o să vedeți acest live, o să vă gândiți cum arată sămânța măreției și din voi. Și vă spun că ea arată după talentul vostru, după lucrurile la care sunteți buni, după lucrurile la care vă pricepeți și vă plac. Deci neapărat să vă placă să le faceți. După acele lucruri care vă pun în valoare pe voi și pun în mișcare, ca să zicem, motivația, bucuria, pasiunea din interiorul vostru și lucrurile acestea vă animă și vă dau deceul, pornirea și direcția în viață. Dragilor, pe lângă aceste calități despre care vorbesc eu de fiecare dată, lucrez cu oamenii de 44 de ani ca profesor și psiholog și în această seară, dragii mei, am spus că vom tâlcui despre atitudinea noastră când trecem prin diferite furtuni în viața noastră, momente grele, dificile și provocatoare. Și pentru că suntem la o sesiune de Camelia Coffee, evident că am pregătit ceva aici și o fi eu la Techirghiol, dar să știți că eu plec de acasă dotată și asta fac de 4 ani. A, și apropo, trebuie să știți că pe 26, deci când mă întorc eu de aici, de la Techirghiol, vă invit să ne îmbrățișăm fizic, să bem cafeluța acolo în sală fizic, la o Camelia Coffee cu public, o Camelia Coffee aniversară, pentru că se împlinesc 4 ani de conectare. De conectare cu bucurie, cu tâlcuire, cu savoare, 4 ani de conectare în prietenie și iubire, 4 ani de educație, dacă vreți, de înțelepciune, 4 ani de întâlniri periodice, săptămânale de întrebări și răspunsuri, în care am încercat noi să ne găsim răspunsuri la unele întrebări pe care ni le punem și ar fi minunat, dragii mei, și vă invit din tot sufletul, vă îndemn să vă puneți întrebări. Așa cum o fac întrebătorii noștri, că o văd aici pe Elena Matei cu noi, cum fac ei, Elena Matei este de 4 ani în această funcție, aș putea să zic. Ai văzut, Elena, deja te-am, da, te-am, cum să zic, înălțat rang deja, ești într-o funcție
pentru că ea mi-a stat alături în acest proiect, a crezut în el, cumva este autorul moral, așa, și o să vă povestesc la Camelia Coffee, acolo cu public o să vedeți, o să fie niște momente speciale de conectare, o să trăim momente senzaționale, o să creăm niște amintiri inedite, pentru că, dragii mei, noi pregătim, eu împreună cu doamnele, colegele mele din Clubul Femeilor Puternice, pregătim niște lucruri foarte și haioase și distractive și serioase și cu tombolă și cu, și cu de toate, ca să știți, da? Deci va fi o seară magică, vă asigur, cei care puteți să ajungeți la Slatina, la restaurantul Celeste Ballroom and Dining, acolo la etajul 5, la Oltu, faceți-o fără nicio rezervă, faceți-o cu tot sufletul, pentru că o să fie o seară cu adevărat specială. Și dacă Elena va veni de la București ca să fie acolo cu noi, vă dați seama că punem la cale niște momente tare, tare drăguțe și va fi o seară emoționantă. Vă asigur că veți trăi și vom trăi împreună momente unice, emoționante, speciale, care ne vor conecta și mai mult de la inimă la inimă și, evident, și de la minte la minte, așa cum se întâmplă în fiecare seară aici, la Camelia Coffee. Bun, dragilor, suntem la Camelia Coffee. Vă spuneam că eu plec cu de toate. Plec cu laptopul, plec cu lampa, cu măsuța, cu florile, cu cana, cu... Deci le am aici pe toate, ca să știți, inclusiv iconița. Deci încep, știți că eu am o ordine așa, încep cu lumina, da, am o lumânărică aici lângă mine. Întotdeauna ordinea mea asta este lumina, după aceea icoana și vă spuneam de fiecare dată că asta este icoana pe care eu o pun, primul lucru pe care îl pun în bagaj este icoana Maicii Domnului de la Nicula. Este pe lemn, este lovită, sărită, n-are importanță, pentru mine este specială, da? Este specială, cumpărată dintr-un pelerinaj unde am fost în 2005 la Mănăstirea Nicula, într-un moment foarte greu al vieții mele, când eu eram într-o furtună, era tornadă în viața mea atunci, nu aveam niciun adăpost deasupra capului, nici umbrelă, nici pelerină, ci pur și simplu eram în bătaia furtunii, da? Deci are o valoare specială pentru mine această icoană. Așa, am venit și cu cruciulița aceasta de lemn, știți? Da? O am cu mine aici. Și mai am, dragilor, evident, cănița, pe care mai e puțin, vă dați seama, deci mai avem doar o sesiune cu ea, da, o singură sesiune, săptămâna viitoare mai avem cu ea și după aceea o să o schimbăm, da, sesiunea 222, vă vine să credeți sau nu, așa s-a nimerit, va fi sesiunea aniversară pe care o vom face, o vom sărbători împreună, fizic, îmbrățișându-ne fizic. Nu-mi vine să cred, de-abia aștept momentul ăsta. Deci, avem cănița pe care o vom schimba în curând și, bineînțeles, că am și floricică. Ce credeți că plec fără floricică de acasă? În niciun caz, da? Ia uitați floricica ce frumoasă e, ciclamen, așa, și cu fundiță și cu tot ce îi trebuie. Minunată! De mirosit nu miroase, să știți, dar e superb aici lângă mine, mă inspiră, mă ajută să tâlcuim. Și, dragilor, pentru că este luni și chiar dacă suntem eu la Techirghiol, am înțeles că la Slatina a fost furtuna astăzi, da? Alex, un alt abonat al Cameliei Coffee, m-a ținut la curent și mi-a spus că a fost o zi furtunoasă la Slatina. Deci, vedeți, dragilor, că nu numai vremea, din punct de vedere meteorologic, se întâmplă din când în când să fie furtună, dar, dragilor, fiecare dintre noi, cum spuneam, trecem în viața noastră prin diferite perioade când putem să ne gândim că suntem în furtună, bătuți de furtună. Deci noi ne-am întâlnit luni, acum o săptămână, cu busola valorilor. Vă aduceți aminte că am tâlcuit noi pe marginea valorilor, ce înseamnă, cât de importante sunt și să știți că valorile au legătură cu furtuna. Ați auzit bine și o să vedeți în continuare că dacă omul are ca și repere valori puternice
este ancorat bine, ca să zic, are o bază solidă în cine este el, ca și caracter, ca și valori, cum spuneam, sigur că va trece mai ușor prin orice furtună. Și o să dezvoltăm acest subiect un pic mai încolo. Marți, în Clubul Femeilor Puternice, am avut un atelier de dezvoltare pe frica de succes și cum se manifestă aceasta în viața noastră. Foarte interesantă a fost sesiunea. Și joi, în cadrul cursului Puneți Visul la Încercare, am vorbit despre strategia prin care ne putem împlini visurile. Pentru că, dragii mei, fără o strategie nu există șanse de reușită și cât de mult ne-am dorit noi și am visat să se întâmple ceva, nu se poate dacă nu avem și o strategie. Deci, cu sufletul zburăm și cu mintea și cu, da, în toate părțile, dar trebuie să fim și realiști, da, și să avem o strategie. Gândurile cu tâlc, ați văzut că sunt în continuare, au ajuns la 719, le găsiți împreună cu toate sesiunile de Camelia Coffee pe YouTube, la Aron Camelia Florina Tița 6551. Apropo, și dacă v-a ajutat de acolo măcar un material vreodată, un gând cu tâlc, o idee din Camelia Coffee, orice din ce este acolo, dați-mi și mie de veste acolo, salutați-mă, da? Fie vă abonați, da, nu îndrăznesc așa departe, dar măcar lăsați-mi un mesaj să știu dacă v-a ajutat un cuvânt sau o idee de acolo, pentru că eu am nevoie de această hrană sufletească, vă spun cu mâna pe inimă, este ceea ce mă determină ca oriunde plec așa și îmi iau eu bagajelul să pun în primul rând în bagaj toate accesoriile de care eu am nevoie pentru studioul de Camelia Coffee. În această seară sunt recunoscătoare pentru că am ajuns cu bine aici la Techirghiol și știu că tot ce se întâmplă aici, da, în această perioadă, îmi va fi de mare folos și pentru asta sunt recunoscătoare lui Dumnezeu care are grijă de noi. Și la reflecție, dragii mei, haideți să vedem despre ce este vorba cu furtuna asta, așa, da, în viață la vreme de furtună. Și pentru asta, dragilor, eu am pregătit aici o poveste pentru voi, vă spuneam că am o poveste cu ajutorul căreia o să tâlcuim mai bine, să înțelegem noi și să pornim ca și bază de discuție, să pornim de la această idee și să dezvoltăm un pic cu ajutorul întrebărilor foarte bune pe care prietenii noștri le pun întotdeauna și ei le pun pentru noi toți. Nu le pun pentru ei, ci le pun pentru noi toți. Cândva de mult trăia un fermier. Era un om de treabă și foarte muncitor. Ferma era realizarea lui de o viață întreagă, dar omul îmbătrânea și îi era tot mai greu să facă singur toată munca. Simțea nevoia unui ajutor. Hotărâ să caute pe cineva care să-l ajute la fermă, cineva priceput și care să aibă grijă de vite și de hambarele pline. Într-o zi, merse călare în satul vecin și acolo, în piața mare, văzu un tânăr bine legat ce parcă aștepta ceva. Fermierul îl întrebă dacă nu cumva căuta de lucru, iar tânărul răspunse că da. Caut pe cineva care să mă ajute la fermă. Ai ceva experiență? Întrebă fermierul. Pot dormi liniștit când e furtună noaptea, răspunse tânărul. Fermierul se gândi că, desigur, tânărul nu e în toate mințile și plecă mai departe ca să găsească pe cineva care să-l ajute la fermă. Umblă toată ziua, dar nimic. Se apropia seara și fermierul se întoarse în piața mare ca să-și ia calul. Tânărul era tot acolo. Gândindu-se că oricum nu găsise ceva mai bun, fermierul încercă o altă abordare. Care e numele tău? Ai vrea să lucrezi cu mine la fermă în satul vecin? Mă numesc Franco și pot dormi liniștit când e furtună noaptea, spuse din nou tânărul. Vino cu mine și vom vedea ce putem face împreună, răspunse fermierul și plecară spre fermă. Trecură câteva săptămâni și fermierul, ocupat fiind, n-avea timp să verifice cum muncea tânărul. Într-o noapte, o furtună teribilă izbucni.
Fermierul știa că vântul puternic va spulbera fânul, va deschide ușile grajdurilor și tunetele vor speria vitele. Merse repede să-l trezească pe Franco, îl strigă, dar niciun răspuns. Îl strigă și mai tare, dar niciun răspuns. Resemnat, fermierul ieși pregătit să facă față catastrofei de a-și vedea ferma distrusă de furtună. Însă, ajuns în curte, văzu că ușile hambarelor și ale grajdurilor erau bine închise, animalele erau în siguranță, iar proviziile erau la adăpost. Fermierul înțelese și își spuse zâmbind: Franco, într-adevăr, poate dormi liniștit atunci când e furtună. Dragii mei, o poveste interesantă, aș zice eu. Haideți să tâlcuim puțin, să vedem cam ce vrea Franco să spună, da, și ce tot încerca el ca și mesaj să-i transmită fermierului nostru când el spunea că el poate să doarmă liniștit pe furtună. Că nu știu câți dintre noi putem să dormim liniștiți pe furtună, chiar dacă nu avem vite, chiar dacă nu avem habare pe afară, acareturi și alte chestii, ci pur și simplu luminile, bubuielile și ce se mai întâmplă în timpul furtunii poate să ne stârnească reacții de tot felul. Deci, ca și învățături, dragii mei, în viață, atunci când știi ce faci, când ești cu adevărat pregătit, da, ești pregătit, sigur că poți să stai liniștit și să-ți vezi de treaba ta în timpul oricărei furtuni, adică furtuna te va găsi la adăpost. Și nu aștepta starea de criză, pentru că furtuna, de fapt, este o stare de criză instalată ca să te pregătești să-i faci față, ci mai bine ne pregătim dinainte, prin dezvoltare personală continuă, ca atunci când apare problema să fii pregătit să-i faci față. Adică, ce înseamnă dezvoltare personală continuă? Să facem schimbări, schimbări cu intenție. Pentru că, vedeți, de ce sunt ele necesare din când în când? Să ne updatăm, sau cum se zice, da? Dăm un refresh, dăm un restart la orice telefon, calculator, o facem din când în când, da? Pentru că el are nevoie să își actualizeze setările. Dragii mei, la fel este și cu omul. La un moment dat, convingerile, obiceiurile noastre, așa cum le-am făcut noi, poate ani de-a rândul, nu ne mai folosesc. Poate că este nevoie să ne updatăm, poate este nevoie ca unele convingeri și uitați-vă că totul se mișcă cu o dinamică amețitoare și poate este nevoie și noi să ne adaptăm destul de des, ca să zicem, da, să învățăm lucruri noi, să învățăm să facem față unor situații noi provocatoare, să învățăm să fim flexibili, să gândim pozitiv, să ne dezvoltăm capacitatea de a face față dificultăților, adică reziliența, să învățăm să ne înțelegem emoțiile și să avem credință, dragilor, să avem credință. Este o condiție esențială și vă asigur că atunci când va veni furtuna, adică o situație dificilă în viața noastră, o vom traversa mult mai ușor dacă ne vom lua, ca să zicem așa, ca și marjă de ajutor și vom face aceste lucruri. Dacă nu inițiez schimbarea, devii în curând victima ei. Și n-am spus-o eu, a spus-o cineva mult mai înțelept decât mine. Deci, dragii mei, schimbarea trebuie făcută din când în când. Sigur că contează ce cu ce schimbăm, dar asta este în funcție de situația fiecăruia dintre noi, în funcție de experiențele de viață prin care trecem, de oportunitățile, de întâmplările, de etapele de vârstă la care ne aflăm. Gândiți-vă, deci noi de când suntem prunci, din copilărie,
prin câte lucruri, prin câte furtuni trecem. Și copiii trec prin furtuni. La școală, tot felul de situații cu prietenii, chiar în parcul de joacă, chiar puteți să fiți de față, da? Iese acolo, se iscă o ceartă pe o jucărie. Pentru ei e o furtună, credeți-mă. Este ceva devastator. Copiii trăiesc foarte intens tot ceea ce li se întâmplă și emoțiile lor sunt amplificate, vorbeam și altă dată despre acest subiect. Deci, din copilărie, noi tot trecem prin diferite etape de vârstă pe măsură ce ne maturizăm și în fiecare etapă de vârstă avem furtunile noastre, da? Avem provocările noastre, care, indiferent la ce nivel ne-am aflat, cum spuneam, că suntem adolescenți, tineri, ne maturizăm, ne căsătorim, apar copiii, cresc copiii, tot felul de furtuni și cu copiii, și relație, și profesional, și tot trecând prin viață apar furtuni de toate felurile, da? Și grindină câteodată, și potop, și așa cum natura ne binecuvintează prin grija ei cu diferite situații, da? Așa să gândim, pentru că toate au rostul lor și nu putem fi noi mai presus de Dumnezeu care rânduiește toate cu cea mai mare grijă și înțelepciune în ceea ce ne privește. Deci, să avem încredere și credință că ceea ce vine către noi este ceea ce trebuie și ceea ce avem nevoie. Ideea este că noi trebuie să ne pregătim să întâmpinăm furtuna, adică să fim pregătiți, da? Să fim tot timpul pregătiți. Și cum? Am spus-o mai înainte. Și dacă avem valori și repere puternice, dacă noi ne dezvoltăm ca oameni, dacă suntem oameni buni, dacă facem lucrurile cu înțelepciune și suntem conștienți de urmările, de efectele acțiunilor noastre, dacă suntem suficient de treji să ne dăm seama că fiecare gest care pleacă de la noi se întoarce sub o altă formă, dar purtând în el energia de aceeași vibrație, pentru că totul vibrează în univers, totul este energie. Dacă suntem suficient de înțelepți, spuneam, să gândim în acest fel, sigur că indiferent cât de puternică ar fi o furtună în viața noastră, vom face, cu siguranță îi vom face față. Deci, o altă idee, indiferent ce se întâmplă în afara noastră, și vorbeam despre furtună, da? Despre un necaz, suferință, care ne scoate din papucii noștri, să zicem, așa, din zona de confort, am zice. Indiferent ce se întâmplă, spuneam, să ne păstrăm calmul. Este foarte, foarte important să fim calmi, să ne păstrăm echilibru, să respirăm adânc, să ne spunem că acum este această situație, dar va trece și asta. Să învățăm să dansăm în ploaie, dragii mei, adică să acceptăm ce vine spre noi și să ne concentrăm pe soluții și nu pe văitat. Văitatul nu ne scoate din furtună, să ne înțelegem, din contră, ne mai bate și piatra, da? Deci, nu vă consumați energia pe victimizare și pe scenarită, da? Pe frici și pe tot felul de filme care tindem să ni le facem noi în cap, ci să ne ducem energia pe ceea ce putem face cu ce avem la momentul acela unde suntem, da? Deci, ok, se întâmplă, s-a întâmplat un necaz, nu știu, un accident și chiar, uite, ieri când veneam de la Slatina aici, la Techirghiol, am traversat Bucureștiul, apropo, o mișcare neinspirată, am și văzut un accident acolo destul de puternic, un accident urât, o coliziune puternică care a aruncat ambele mașini așa urât de tot pe trotuar. Mă și gândeam ce fel de victime și ce s-o mai fi întâmplat pe acolo. Deci, dragii mei, indiferent unde suntem și indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, este foarte important să ne păstrăm calmul, să ne păstrăm echilibrul și să vedem ce putem face în momentul acela, cu ce avem la îndemână, da? Și acolo unde suntem, da?
Deci este foarte important. Dacă ne precipităm, începem să ne agităm, să ne văităm, să intrăm în tot felul de crize, n-o să mai vedem soluții. N-o? Și întotdeauna avem nevoie să fim calmi, să fim lucizi, să fim conștienți, să găsim soluțiile cele mai bune ca să intervenim și să putem să facem răul cât mai mic, da? Pentru că sigur că putem să luăm măsuri de prim ajutor, dacă este cazul, sau măsurile care se impun în primă fază, și asta putem să facem numai dacă suntem conștienți, lucizi, cât de cât calmi, da? Și ne păstrăm echilibru. Dacă viața îți dă lămâi, fă limonadă, da? Și ce înseamnă asta? Vedeți, dacă trebuie să treci printr-o situație, dacă tu o creezi, pentru că o să discutăm mai departe la întrebarea lui Octavian, care foarte bine punctează el că sunt unele furtuni pe care ni le atragem noi. Noi le aducem, omul care aduce ploaia, de multe ori așa suntem, să știți, aducem ploaie și furtună în viața noastră prin acțiuni necugetate, prostești câteodată, da, prin lucruri care știm că ne fac rău și totuși alegem să le facem. Uite, vă dau exemplu, da? Știu că tutunul îmi face rău, da? Dar tot continui să fumez și nu e vorba despre mine, ci despre fumători. Știu că nu am voie, grăsimi, zahăr, nu știu ce, da? Poate am diabet și... și tot mănânc, că îmi place, ce să fac? Și câte nu facem, știu că nu e bine să te duci la păcănele când pierzi banii cu plăsuța și cu portofelul și cu... și totuși mă duc, că nu mă pot abține, da? Pentru că îmi place, sunt nevoi emoționale de împlinit pe care mi le împlinesc cu aceste pasiuni, dependențe, da? Care mă fac captivă, sclavă, ca să zic. Eu așa zic, că oamenii aceștia nu sunt liberi, sunt captivi într-o colivie care pentru ei poate părea de aur, dar este tot o colivie, tot o închisoare, adică, da? Și orice om dependent de ceva este într-o închisoare, să știți, indiferent cum ar arăta ea. Din starea de calm vom vedea întotdeauna soluțiile și vom ști mereu ce avem de făcut. Cu cât ne agităm mai mult, cu atât vom fi mai neproductivi și ne vom zbate, se mai zice, ca peștele pe uscat. Din punct de vedere profesional, dragii mei, când ești stăpân pe meseria ta și ai încredere în tine, nimeni și nimic nu te poate destabiliza. Și Francu al nostru din poveste, ați văzut, el știa ce are de făcut. Și chiar dacă nu era verificat de stăpânul lui, el își pusese la adăpost și hambarele și animalele, totul era în siguranță și putea omul să doarmă liniștit, chiar și pe timp de furtună. Bun, dragilor, și acum să trecem la întrebări. Apropo, nu vreau să ne lungim prea mult, l-am dat pe soțul meu afară din cameră, ca să știți, e pe undeva, se plimbă pe bulevardul sanatoriului, ca să știți. Apropo, cine nu știe cum e aici locația, chiar e un adevărat bulevard la parter, adică un culoar foarte lung, uriaș, pe două sensuri, așa, și oamenii stau acolo seara, socializează, sunt pe canapele, sunt pe internet, niște televizoare foarte mari sunt pe pereți acolo și acolo petrec momente, să zicem, împreună seara. Și sunt oameni care vin aici de ani de zile și se reîntâlnesc de fiecare dată și dea până amintiri și mai povestesc ce au mai făcut în anul care tocmai a trecut și e tare frumos, să știți. E frumos, așa că soțul meu și-a luat un rebus și stă acolo frumos la televizor și așteaptă să terminăm noi tâlcuirea. Bun, și acum o să dăm drumul întrebărilor. Elena Matei a fost foarte promptă, ea este cu prima întrebare. Se spune că cei care au ieșit din furtună în viață nu mai sunt aceiași cu cei care au pășit în ea. La ce se referă mai exact acest adevăr? Curcubeul apare doar după o ploaie torențială, așa că după o furtună, pacea, fericirea, mulțumirea, bunătatea se aprind ca niște culori ale curcubeului și toate acestea
pentru că viața a triumfat. Foarte mult mi-a plăcut cum a făcut ea această comparație. Dragii mei, așa este, după o furtună în viață, nu mai ești același. N-ai cum să mai rămâi același. De ce? Dacă ai învățat ceva în timpul furtunii și ai scăpat, nu te-a devastat, și ai făcut ce trebuie, atunci cu siguranță tu ești mai puternic. Dacă însă, în loc să acționezi cu înțelepciune, te-ai lăsat spulberat și devastat, este foarte posibil să-ți fie tare greu să te restabilești. Și haideți să luăm niște situații ipotetice. După pierderea cuiva drag, după un divorț, un faliment, o boală, un accident grav, un abandon și alte atâtea necazuri îl pot pune la pământ pe orice om. Dar contează foarte mult atitudinea cu care trecem prin acestea. Și există oameni care, asemenea păsării Phoenix, au renăscut din propria cenușă, chiar mai puternici. Și-au găsit resursele, puterii interioare, credința, speranța și nu s-au lăsat. Ușor, ușor au reușit să se ridice. Sigur că atunci când ei au reușit să se ridice deasupra necazului, oamenii aceștia chiar văd viața cu alte lentile. Sunt mult mai conștienți și mai puternici, mai înțelepți și mai pregătiți pentru a face față altor dificultăți. Și de regulă, atunci apreciază mai mult ce au și se bucură mai mult de viață. Dacă n-ar exista furtună, dragii mei, n-am aprecia strălucirea soarelui de după furtună și, evident, curcubeul care ne încântă ochii și sufletul. Când treci prin moarte, nimic din viață nu te mai sperie. Și sunt oameni care chiar au trecut prin moarte, moarte clinică sau după operații, accidente, da? Au trecut prin moarte și când s-au reîntors la viață, cei care s-au mai întors de acolo, cu siguranță știți și voi povești de viață rescrise, adică efectiv ei au făcut lucrurile total diferit și n-au mai repetat greșelile din cauza cărora au ajuns să treacă prin acele furtuni unde aparent ei au fost devastați definitiv. Sunt oameni atât de greu încercați, dragii mei, încât chiar nimic nu-i mai sperie. Deci, oameni care trec și văd aici la sanatoriul acesta de recuperare, să știți că sunt foarte mulți oameni cu handicapuri foarte grele, în cărucioare cu rotile, da? Chiar tineri, este, ce să vă zic, impresionant să vezi oameni tineri, oameni frumoși, oameni valoroși, sunt convinsă că fiecare dintre ei au propriul potențial. Este foarte dureros să vezi asemenea oameni cum nu se pot deplasa singuri, cum sunt dependenți de alte persoane și cum se chinuie, pentru că chiar se chinuie. Astăzi vedeam o doamnă de vreo 45 de ani care singură se chinuia, da, și rotea roțile la cărucior și mă gândeam cum va reuși să urce pe rampă. Sunt convinsă că cineva a ajutat-o în final. Dragii mei, deci eu zic să ne bucurăm. Să ne bucurăm când suntem sănătoși, să ne bucurăm pentru tot ce avem. Pentru că să știți că lecțiile cele mai importante de trăire a vieții ni le dau acești oameni. Acești oameni ne învață, să știți, ei prin forța, puterea de a merge înainte, de a se ridica deasupra suferinței și de a se uita la viață dintr-un scaun cu rotile, dar credeți-mă că acolo este mult mai multă înțelepciune decât o avem noi, cei care putem să ne descurcăm altfel, diferit, mai bine în viață decât ei, da? Care măcar avem picioare bune și putem să facem lucrurile, măcar suntem integri la nivel fizic, locomotor, fiecare în
așa cum este acolo. Da, este impresionant să vezi tineri în asemenea situație. Să ne rugăm, dragii mei, când ne rugăm pentru noi, să o facem și pentru acești oameni. A doua întrebare este de la Magdalena. Cum să nu te pierzi cu firea în vreme de furtună, întreabă Magdalena. Cum să rămâi vertebral? E bine să fugi din mijlocul furtunii amânând rezolvarea, întreabă ea. În furtună e acceptată amânarea? E înțelept? Dragii mei, păi să amânăm, amânarea este un comportament evitant care doar pune viața pe pauză. Da? Doar prelungește agonia, să știți. Și când îți iei pauză de la viață, viața te va surprinde cu încercări mai mari. Deci nu poți să fentezi viața. Ceea ce încercăm să evităm prin fugă, ne va urmări, să știți. Ne va urmări și își va multiplica puterea și vom trece prin situații similare, chiar mai puternice decât cea de care fugim. Sunt furtuni, necazuri pe care nu le putem evita și nu putem fugi de noi înșine. Că până la urmă asta înseamnă, să știți, în vremuri de furtună în viață este important să te bazezi pe câteva principii de bază pentru a ne putea păstra echilibrul și direcția. Cum ar fi, da? Haideți să vedem aceste câteva principii și puteți să vi le și notați. Acceptarea, dragii mei, foarte importantă este acceptarea. Admiterea că viața este plină de provocări și că furtunile sunt inevitabile. Credeți-mă că cine nu acceptă asta, se frânge, da? Este devastat de furtună precum un copac puternic, da? Chiar dacă este matur, un copac bătrân, ați văzut copaci bătrâni în pădure, puși la pământ, dezrădăcinați, ați văzut, există. Chiar dacă sunt copaci masivi, puternici, de n-ai gândi când îi vezi că este posibil așa ceva. Ei pot fi puși culcați la pământ de o furtună. De ce? Pentru că ei nu sunt flexibili, dragii mei. Și acceptarea înseamnă flexibilitate și adaptare. Înseamnă acceptare, da, atât la nivel mental, cât și emoțional. Să nu încercăm să negăm sau să ignorăm dificultățile, pentru că acceptarea, dragii mei, ne va ajuta să găsim soluții mai eficiente. Deci, începem cu acceptarea. Flexibilitatea, cum spuneam, este foarte importantă, să fim deschiși și flexibili în fața schimbărilor. Asta ne va ajuta să ne adaptăm la circumstanțe noi și neașteptate. Și în loc, dragilor, în loc să ne opunem cu încăpățânare, să încercăm să găsim modalități de a naviga în mod inteligent, de a face slalom, da, prin situații dificile. Reziliența. Foarte important să ne construim această capacitate de a face față situațiilor dificile fără să ne prăbușim complet. Să lucrăm la abilitatea de a ne reveni rapid și de a învăța din experiențe. Și să rămânem jos doar atât cât învățăm lecția. Și dacă viața m-a pus, furtuna m-a pus la pământ, să mă gândesc când sunt acolo. Oare de ce am ajuns aici? Oare puteam face ceva diferit ca să evit această situație? Ce pot să învăț de aici? Ce pot să fac diferit într-o situație similară viitoare ca să nu mă mai confrunt cu această prăbușire, cu această situație? Autoîngrijire. Ce înseamnă asta, dragilor? Când suntem în vreme de restriște, în vreme de furtună, să avem grijă de noi este crucial, să știți. Crucial este. Să ne acordăm timp
pentru a ne reîncărca bateriile fizice, mentale și emoționale. Vedeți, suntem oameni cu resurse limitate, aș putea să zic. Și dacă noi ne epuizăm aceste resurse, energia, dar vine peste noi un necaz, se îmbolnăvește cineva foarte drag și apropiat de o boală cumplită, da? Sau are un accident sau orice altceva, da? La orice altceva vă gândiți în funcție de situația voastră. Dragilor, putem să ajungem să ne neglijăm și să ne îmbolnăvim și noi. Și atunci, ce am realizat? Cu ce l-am ajutat pe cel drag foarte bolnav dacă eu nu am grijă de mine? Să pot să îi fiu alături și să-i stau alături pe toată perioada cât are nevoie de mine. Cum pot să am grijă de mine? Deci, în afară de să mă alimentez, să dorm, da, orele, știți, intervalul 10-2 noapte, atât cât se poate, da, să nu sarz noapte după noapte, da, și să fac nopți albe la rând. Deci, să am grijă din punct de vedere fizic. Ce pot să mai fac? Meditații, exerciții fizice. Timp petrecut cu persoane dragi, cu care să comunic, să socializez, să mă conectez, să vorbim. Avem nevoie de asta. Am nevoie să vorbesc, să mă simt ascultat și înțeles. Am nevoie să ascult pe cel care este în nevoie, să empatizez, să am răbdare cu el. Deci, să facem, să nu ne neglijăm, să facem activități care ne aduc bucurie și liniște. Avem nevoie să ne menținem cu intenția starea de echilibru. Un alt mod ar fi perspectiva pozitivă. Dragii mei, cât v-ar fi de greu în furtună, în ciuda dificultăților, încercați să găsiți aspecte pozitive și lecții de învățat din fiecare experiență. Să știți că în orice situație, cât este ea de negativă, există, dacă vrem să o găsim, există și o perspectivă pozitivă. Și asta ne poate ajuta să ne menținem speranța și să ne concentrăm pe lucrurile care sunt în continuare în puterea noastră, pe care putem să le controlăm și pe care putem să le îmbunătățim, da? Depind de noi. Un alt reper, sprijinul social. Să știți că nu e bine să ne îndepărtăm. Știu oameni care atunci când trec prin furtuni, prin necazuri mari, tind să se autoizoleze, să se separe, să se automarginalizeze. Da? Deci, pur și simplu aleg să fie singuri. Dar singurătatea asta, de ce se prelungește, să știți, într-un mod, cum să zic, cu intenția de a fugi de oameni, că oamenii nu înțeleg, sau atunci când te simți vinovat sau rușinat când treci printr-o situație și ăsta este motivul pentru care sau eviți să te întâlnești cu oamenii ca să nu te întrebe. Da? Și asta este o strategie. Oamenii fug de alți oameni când trec prin necazuri ca să evite întrebările. Știți, mai spuneam și altă dată, unii oameni au obiceiul să fie cam indiscreți. Dragilor, respectați durerea celor dragi, chiar dacă te întâlnești cu un prieten și îți spune că a pierdut pe cineva drag, că s-a întâmplat ceva în viața lui, că trece printr-o boală. Nu băgați acolo cuțitul în rană, să încercați prin diferite întrebări și cum și în ce fel și dăm amănunte, că oricum pe tine nu te ajută cu nimic decât te încarcă și dacă ești foarte sensibil și, cum să zic, absorbi această energie negativă, poți să ajungi acasă cu gândul că și tu poți să treci printr-o asemenea durere. Sigur că ne identificăm cu necazurile, furtunile altora. Sigur că ne gândim la noi atunci când devenim empatici într-un mod exagerat, să știți, da? Intrăm în poveștile oamenilor și putem să ne imaginăm că și noi suferim de boala aia, că, bă, uite, și eu pot să trec printr-o situație similară. Și ce credeți că fac atunci? Fac o scenarită, îmi creez eu un film în capul meu, mă pun pe un program, da, pentru că asta înseamnă la nivel mental și ghiciți ce se întâmplă.
Și ghiciți ce? De aici, de la realitatea, realitatea imaginară, virtuală din mintea mea, până la realitatea fizică, adevărată, dar nu mai e decât un pas, credeți-mă. Pentru că viața, subconștientul nu știe că noi ne imaginăm și o ia ca pe o realitate. Și dacă tu începi să-ți imaginezi că și tu ești bolnav, sigur că subconștientul tău te pune pe un pilot automat de boală și poate nu te îmbolnăvești de boala aia, dar o boală tot face. Măcar un pui de răceală așa, da? Și câți nu se îmbolnăvesc, ia observați, când faceți voi răcelile, ia observați dacă contractați viroze, da? Vă îmbolnăviți în fie după o încercare dificilă, o situație prin care treceți și nu vă e deloc confortabilă la nivel emoțional. De ce, dragilor? Pentru că scade puterea sistemului imunitar și atunci noi suntem vulnerabili și orice bacteriuță și virusel și poate să-și facă de cap și să devină dita mai pericolul pentru noi, să ne răpună, da? Să ne pună la pat. O răceală banală ne poate pune la pat dacă noi suntem foarte sensibili. Deci, mare grijă. Un alt reper, încrederea în sine. Dragii mei, indiferent ce se întâmplă în viața voastră, în ce furtună ați fi și cât de greu v-ar fi, nu vă pierdeți încrederea în voi înșivă, în abilitățile și resursele voastre interioare pentru a face față provocărilor. Recunoașteți-vă propria putere și capacitate, pentru că atunci ne ajutăm pe noi înșine să navigăm cu încredere prin furtuni. Și nu în ultimul rând, dragilor, aveți credință în Dumnezeu și dacă situația este dezastruoasă și poate fi așa la un moment dat, așa se pară, gândește-te că este doar în momentul acela și că oricând Dumnezeu, pentru că El așa lucrează și la Dumnezeu orice este posibil, oricând Dumnezeu poate, uite așa, să facă o schimbare și că asta depinde și de noi. Cât putem noi să ne menținem starea de bine, încrederea și credința, dragii mei, cât putem să fim de optimiști. Bun. Deci, Magdalena, sper să te mulțumesc acest răspuns destul de detaliat, cu chestii practice, cum îți place ție. Alex Chițu ne întreabă așa, ce afirmații pot ajuta oamenii să scape de dependențe? Oho, bună întrebare! Ar fi bine să vi le scrieți. O să vă dau câteva afirmații. Sigur că în funcție de dependență, voi o puteți compune, ca să zic așa, mult mai specific. Eu o să vă dau niște afirmații cu caracter un pic mai larg, mai general. De exemplu, sunt mai puternic decât dependența mea. Deci, eu, Camelia, sunt mai puternică decât dependența mea de dulciuri. Am zis-o, da? Am zis. Bun, fiecare dintre voi puteți să specificați așa cum vă cheamă și dependența voastră care este, dacă aveți-o. Dar aveți, toți avem, să știți. Da? O altă afirmație. Eu am puterea de a depăși orice tentativă, orice tentație care îmi face rău. Da? Orice poftă. Deci am puterea să depășesc orice tentație și orice poftă care îmi face rău. Merit să trăiesc o viață sănătoasă și fericită. Deci, dragii mei, această afirmație subliniază valoarea propriei persoane. Eu cred că merit și fiecare dintre noi și voi meritați, credeți-mă, atâta timp cât suntem creația lui Dumnezeu, din iubire necondiționată, merităm. Merităm să trăim o viață sănătoasă și fericită. O altă afirmație. Fiecare zi este o nouă șansă de a face alegeri sănătoase.
Și nu contează, poate până acum te-ai imbuibat și dai și dai l-altă, ai pierdut banii la păcănele, ai făcut, ai dres, ai o dependență, ai tras pe nas, ai nu știu ce ai făcut, da? Dar orice zi, în orice zi, tu poți să renunți la acest lucru și să te hotărăști și să spui stop! Stop! Și să ceri ajutor dacă tu nu poți să faci asta singur și de regulă nu prea putem să facem singuri. Și atunci cerem ajutor calificat, da? Că este un psiholog, că este un duhovnic, că este un mentor, da? Sau o persoană de încredere care a trecut prin dependența aceea, prin boală, prin a parcurs acel drum pe care tu te găsești atunci și ai nevoie de un mentor, de un ghid care să-ți arate cum se face. Dacă el a depășit și s-a ridicat deasupra, da, și furtuna nu l-a tăvălit, n-a rămas acolo jos, da, înseamnă că omul acela poate să te ajute și pe tine și înseamnă că tu poți să faci același lucru și să te ridici deasupra necazului. O altă afirmație, am puterea de a spune nu. Și e foarte important să învățăm să spunem nu. Deci să învățăm să stabilim limite și să refuzăm tentațiile care ne pot alimenta dependența. Da? Îmi face cu ochiul, să zic, da? Mie îmi plac dulciurile, da? Câteodată, în general, mă țin la mine, să știți, dar mai calc și eu pe bec, sunt sinceră și vă spun. Și să zicem, știți ce fac eu? Eu evit să-mi aduc tentațiile în casă, da? Evit, că, pentru că știu că dacă am o ciocolată, de exemplu, da? Și am avut o zi grea, am terminat foarte târziu și am nevoie să-mi încarc, așa e în mintea mea, da? Vă dați seama că e dependența de dulce, da? Și atunci ce credeți că fac? Imediat m-am aruncat în ea acolo, da? Deci evităm pe cât putem aceste confruntări cu tentațiile și cu ademenirile, să zicem. O altă afirmație. Merit să mă simt bine în mod natural, fără să recurg la substanțe sau alte comportamente dăunătoare. Și aici puteți voi să scrieți, da, adică merit să mă simt bine în mod natural, fără să mănânc sărat, dulce sau fără să fumez sau fără să beau. Merit să mă simt și pot să mă simt bine în mod natural, fără să recurg la asemenea stimulente, să le zicem. O altă afirmație. Recuperarea este un proces și fiecare pas înainte este o victorie. Dragii mei, dați-vă voie să credeți că fiecare pas, cât de mic îl faceți în drumul vostru de recuperare, de salvare, de ridicare din furtună, de a trece prin acea furtună, dați-vă voie acel pas mic, cât de mic, să-l vedeți ca pe o mare victorie și să vă încurajați, eu pot, eu pot, eu pot. Cu fiecare pas, cât de mic, eu pot și mai mult. Eu pot și mai mult, da? Bun, o altă întrebare de la Alex. Deschid ghilimele, e un citat. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă și a zis, din toți pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Da? Este un citat din Geneza, capitolul 2, versetele 16 cu 17. De ce nu a murit? Întreabă Alex. Dragilor, au murit la nivel spiritual, prin separarea de Dumnezeu, prin separarea de bogăția, plenitudinea vieții, de separarea de bucuria vieții spirituale și căderea în disgrație. Deci ei au murit. N-au murit fizic. Dragilor, există două feluri de moarte. Moartea fizică și moartea spirituală, moartea sufletească. Și fiecare dintre ele, evident că se manifestă diferit. Putem să murim
înainte de vreme cu sufletul. Putem să murim cu picătura chinezească, am zice noi, puțin câte puțin, când trecem prin furtună, prin situații grele, putem să simțim că este atât de mare greutatea și ne copleșește atât de mult, încât chiar putem să simțim că murim. Și sunt oameni care chiar așa și spun, nu mai pot, nu mai pot, vreau să mor. Doamne, ia-mă! De câte ori n-ați auzit oameni care nu mai pot să-și ducă suferința într-o boală gravă, da? Sunt în situații extreme, în stadii finale de boală gravă și se roagă pentru finalul lor, pentru sfârșitul lor, că nu mai pot să îndure. Da? De câte ori nu vedem oameni distruși emoțional în urma unui divorț, au fost părăsiți, abandonați, copiii care au fost părăsiți, câte situații nu sunt în această viață, oameni care mor cu sufletul câte puțin așa, da? Trecând prin viață, prin asemenea situații. Deci să știți că Adam și Eva atunci au murit la nivel spiritual. Moartea fizică, dragilor, moartea fizică a devenit inevitabilă pentru toți urmașii lui Adam și Eva, întrucât noi toți suntem supuși la toate consecințele păcatelor noastre și în cele din urmă să știți că moartea fizică a devenit o parte a condiției umane. Prin păcat, prin greșeală, prin interdicția poruncii dată de Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat în Geneza atunci, da? Respectiv în Sfânta Scriptură, cum e înfățișat aici, noi ne rupem de Dumnezeu. Asta facem noi toți, da? Prin neascultare, practic ne rupem de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat câteva porunci, da? Să ne iubim. Deci cea mai mare, cea mai puternică lege care conduce acest univers, da? Este legea iubirii. Asta, dacă am asculta-o și nu ne-ar fi atât de greu ca să o aplicăm în viața noastră, dacă am reușit să facem acest lucru, ne-ar fi foarte bine, să știți. Și am fi acolo în sânul lui Avram, cum se spune. Adică ne-ar fi bine, da? Și Dumnezeu, i-am simțit mângâierea, am simțit cum ne ia așa din necaz, ne ridică, din suferință, din furtună. Nu ne lasă, să știți, Dumnezeu ne ridică așa, da? Ne aruncă colacul de salvare, ne întinde o mână prin cineva și zice, hai! Hai, ridică-te, da? Nu poate face în locul nostru, dar simțim puterea aia care ne împuternicește, Dumnezeu ne împuternicește, ne trimite oamenii prin care să ne ridicăm în furtună, da? Dar prin neascultare asta facem, ne rupem de Dumnezeu și când am reușit să facem asta, și nu e greu. Nu e greu deloc să ne rupem de Dumnezeu. De ce? Pentru că avem, cum se zice, urechile și ochii sufletului sunt amorțite. Da? Deci, pe Dumnezeu îl asculți cu inima, cu sufletul. Și dacă acolo e mort, e piatră, n-ai cum. N-ai cum să-l auzi și să... Când inima ta e întărită și învrăjbită de furie, de lăcomie, de invidie, de răzbunare, da? Sigur că tu nu-l mai auzi pe Dumnezeu, te-ai rupt, atunci ești în moarte, să știi, ești în moarte spirituală. Deci asta înseamnă, Alex, sper că ai înțeles. Altă întrebare de la el. Tot un citat. Este un proverb românesc. Copacul cu rădăcini adânci nu se teme de furtună. Cum se aplică acest proverb în cazul oamenilor? Bun, rădăcinile omului îi dau stabilitate în viață. Aceste rădăcini înseamnă o bază solidă, educație bazată pe valori sănătoase, care să-i dea încredere și stabilitate și astfel omul este mai puțin afectat
de provocările și dificultățile vieții. Și cum am pomenit și mai înainte, dezvoltarea rezilienței, credința statornică, relațiile bune cu familia și prietenii ne pot ajuta să fim mai stabili emoțional și mai puternici. Stabilitatea personală. Vedeți, când vorbim despre stabilitate personală, ne gândim la valori, da? La cele care ne conduc viața și sunt reperele noastre, ce e cel mai important pentru noi în viață. Ne gândim la încrederea în sine, foarte importantă, cum am spus și mai înainte. Deci, toate cele pe care le-am enumerat anterior sunt valabile și aici. Asta înseamnă, din perspectiva acestui proverb, că, virgulă, copacul cu rădăcini adânci nu se teme de furtună. Omul care este pregătit și pentru momente grele în viața lui, adică, domne, lucrezi la tine. Dacă tu lucrezi la tine, indiferent ce ești și unde ești și ce se întâmplă, tu te vei descurca. Dar dacă tu nu știi ce e cu tine și ești într-o lene continuă, lene mentală, lene emoțională, lene fizică, nu te implici în viața ta, nu te implici în nimic și nu știi pe ce lume trăiești, iertați-mă, dar mai sunt și din ăștia, să știți. Mai sunt și din ăștia. Sigur că atunci furtuna... Îmi venea să zic acum ceva, așa, îmi scoteam o perlă pe gură. Sigur că furtuna respectivă te poate dezrădăcina, precum acei copaci puternici care sunt dezrădăcinați de o furtună puternică. Mai departe, de la Octavian. Și zice Octavian așa, încep cu două citate. Primul, uneori o furtună în viața ta este ceea ce te va arunca în locul în care dorești să fii. Beth Moore. Și al doilea citat, nici o furtună nu poate dura pentru totdeauna. Nu va ploua niciodată 365 de zile consecutiv. Ține minte că necazurile apar nu pentru a rămâne, nu-ți face griji. Nici o furtună, nici măcar cea din viața ta, nu poate dura pentru totdeauna. Învață să ai răbdare în timpul furtunilor și să te concentrezi pe soarele care îți va încălzi sufletul imediat ce totul se va termina. Cum să accepți furtunile din viața ta fără să le permiți să te pună la pământ? Oare furtunile vieții nu sunt create personal de fiecare? Oare furtunile din viața noastră reflectă furtunile din interiorul nostru create și întreținute de cumulul emoțional negativ, adică furie, frustrare, îndârjire, impulsivitate, frică, nesiguranță, invidie, răzbunare? Da, Octavian, da. Așa este și mă bucur că ai adus în atenția noastră acest aspect foarte important, acela că unele furtuni sunt provocate chiar de noi înșine și doar ne plângem de efectele lor. Noi le creăm, așa este, și noi ne plângem de ele. Adică necazul este un efect al faptelor noastre câteodată nesăbuite al greșelilor pe care le putem face la un moment dat. Din inconștiență, dragilor, din ignoranță. Nu vreau să cred, deși facem și asta și v-am dat exemple, dacă vrem să ne facem rău, suntem, dacă totodată suntem, să știți, masochiști se numesc oamenii care, cărora le place să-și facă rău. Deci atunci când ne facem rău cu bună știință, suntem conștienți și ne... Și asumăm consecințele, da? Asta e, da? Știu că, cum mi-a zis un client odată, ei, da, mort, dar sătul, da? Se punea problema că se întorsese după un AVC-ul, se întorsese la un stil de viață care îl dusese la AVC-ul, da? Și ușor, ușor, da, azi și mâine și poi ne-a început să se întoarcă la fumat, la băut, la diverse lucruri și făcându-l atent că ușor, ușor se duce într-o direcție greșită, mi-a zis, ok, asta e, da, și e destul de tânăr era, mort, dar sătul.
Dragilor, tocmai pentru că avem o viață, și mai zic unii, o viață am să-mi o trăiesc. Păi dacă vrei să o trăiești, ai grijă de tine, tocmai pentru că ai o viață. Dacă ai o viață noi, Rosi, nu o arunca la coșul de gunoi. Cât săracii de ei nu și-ar dori să aibă o viață, da, să fie integri, cum spuneam, fizic, ca și sănătate și așa, și nu au această șansă. Și ei nu aruncă la gunoi, da? Au trecut prin tot felul. Sunt oameni care știți, cu malformații, cu dizabilități, din naștere, din tot felul de situații, accidente făcute de alții și alte chestii, da? Sunt și asemenea situații. Și noi, cei care suntem cât de cât sănătoși așa, da? Ar fi păcat să gândim așa că avem doar o viață și să dăm cu ea de pământ și să o aruncăm la coșul de gunoi și să nu o prețuim. Asta știți ce este? O prăznicie, sfidare la adresa lui Dumnezeu, e ca și cum l-am pălmuit pe Dumnezeu. Eu așa văd, ce bă Dumnezeu, tu m-ai făcut, tu ai credere în mine, vrei să fac și să dreg și așa ceva cu viața mea? Eu nu vreau, și ce? Mă obligi tu? Mă obligi tu să fac ceva cu viața mea dacă mie nu-mi pasă? Eu nu vreau! Și uite așa, și putem să ne punem în unghii, putem să facem precum copiii și noi, da, așa, și să ne opunem, sigur că putem să o facem, pe barba cui, dragilor? Pe barba noastră, evident. Și pe urmă, când ne e rău, Doamne, unde ești? Mă lăsași singur, te întorsăși și îți întorsăși fața de la mine și câte și câte. Nici noi nu știm ce vrem. Da, dragilor, cam așa se întâmplă, deci... Ia gândiți-vă, dacă tu îți trădezi partenerul, sigur că poți să treci prin furtuna despărțirii ulterior. E vinovat Dumnezeu că te-ai dus în patul altuia? Sau ai chemat pe altul în patul tău? E vinovat Dumnezeu? Sau cine este vinovat în situația asta? Trebuie să-ți asumi consecințele. Dacă faci un rău, sub orice formă, când faci alte persoane să sufere, când le încalci drepturile, când îi agresezi moral, sigur că plătim și sigur putem trece chiar prin grindină, adică ploaie cu piatră. Sigur că furtuna noastră interioară, când noi suntem invidioși, mereu nemulțumiți, frustrați, agresivi, furioși, lacomi, când practicăm răzbunarea și lucrăm ogorul răului sub diferite forme, atunci cu siguranță este posibil să trecem printr-o tornadă în viață, pentru că asta creăm, să știți, asta creăm. Când acumularea gândurilor și emoțiilor noastre negative devine foarte mare, atunci se declanșează un adevărat taifun în viață. Și este foarte posibil să nu înțelegi de ce. Și să nu uitați că noi suntem un mix prin ADN-ul nostru, un cumul și al păcatelor strămoșilor noștri, da? Chiar de la protopărinții noștri, Adam și Eva, să nu uităm asta. Nimic nu se pierde, nimic nu apare, nimic nu dispare, ci totul se transformă dintr-o formă în alta. Da? Am învățat chestia asta la școală și atunci, dacă totul se transformă, sigur că până când nu se încheie niște cicluri, niște tipare, le zicem, adică se pune echilibru la nivel universal. În momentul în care s-a pus echilibru și o greșeală este răscumpărată și îndreptată, da? Și se ajunge la o compensație energetică, atunci, la nivel universal, sigur că atunci suntem absolviți. Până atunci, uite așa se duc din moș strămoș și mai punem și noi acolo, mai adăugăm și noi și... ne mai mirăm de ce la un moment dat dă viața de pământ cu noi, nu Dumnezeu. Nu Dumnezeu dă de pământ. El săracul se ține la noi și ne învață, ai grijă și ne tot avertizează, aia nu e bine, aia nu e bine, ai grijă, îți mai dă cât o bolicică, tot să-ți bagi mințile în cap, să nu mai mănânci, să te îmbuibi ca prostul, să bagi în tine așa, tot îți dă un cancer de plămâni ca să nu mai fumezi, da? Tot îți dă, nu știu, o pancreatită ca să nu mai bei și dacă tu
tu nu înțelegi și te pui în unghii ca prostul și zici, e, mort, dar sătul. Și dacă ai această atitudine de sfidare și ignoranță, ce vină are Dumnezeu? Ce vină are El? Noi ne facem asta. Și, dragilor, v-aș îndemna să vă uitați în interiorul vostru cât de bine sunteți cu voi. Cât de bine sunteți cu voi pe dinăuntru. Cât simțiți pacea lui Dumnezeu. Cât simțiți armonia, echilibru. Cât de împăcați sunteți cu voi. De ce? Pentru că văzând starea noastră interioară, putem să vedem că viața ne oferă doar ce însămânțăm noi în grădina noastră, în grădina vieții noastre, în grădina minții noastre, ce cultivăm, ce însămânțăm, ce punem noi aici în grădina minții noastre și în sufletul nostru, asta avem, asta creștem, da? Deci, dacă vrem să avem bine în viața noastră și să ne fie bine, ar trebui să avem grijă ce fel de gânduri însămânțăm aici. Și mă refer acum la ce? Tocmai am dat exemplu anterior, da? Sunt câteva porunci, decalogul se numește, da? Câteva, 10 porunci. Eu zic că dacă ne uităm peste ele, da? Ne uităm peste ele și încercăm să ne ținem de ele. Da, eu zic că ne-ar fi mult mai bine, mult mai bine. Și dacă totuși nu reușim și cădem, o să cădem și trecem și prin furtună, cu siguranță se va întâmpla și asta. E acolo cineva care veghează și nu ne lasă. Și să nu uităm asta. Și în vreme de furtună și la pământ, dacă ești și te tăvălești în noroi așa, și acolo, dacă ești, nu uita să zici, Doamne, iartă-mă, Doamne, unde ești? Întinde mâna, ia-mă, ridică-mă, da? Și fii pregătit de schimbare, pentru că, de fapt, acea furtună este nevoia pe care ai să o faci pentru a te schimba. Dragilor, acestea au fost întrebările, aceasta a fost sesiunea, va fi bucuros soțul meu că o să-l culeg acum de pe bulevardul sanatoriului de la Techirghiol. Mă bucur că am putut să o facem. Vreau să-i mulțumiți, dragilor, pentru că el mă ajută întotdeauna cu studioul să, cum să zic, să improvizăm, să facem cu lumini, cu nu știu ce. El e șeful care răspunde cu prelungitoarele, cu luminile suplimentare, cu tot felul de marafeturi pe aici și care mă ajută să găsim unghiul cel mai potrivit și să așezăm întotdeauna. Această cameră, ca să știți, unde sunt eu, are 5 pereți. Ați auzit bine, are 5 pereți. Deci acest sanatoriu, deci un perete al cincilea este cel cu balconul. Restul, deci are o simetrie, asimetrie, da? Este foarte ciudată și a fost foarte greu de găsit așa unchiul potrivit și cu prizele să ne așa. Deci merită, îți mulțumesc, dragule, te iubesc pentru asta și sunt convinsă că atunci la Camelia Coffee Live pe 26 martie, o să-l cunoașteți și voi, sunt convinsă că, cum să zic, o să avem prilejul, ocazia să îi mulțumim și fizic și tuturor celor care sunteți aici și faceți posibile aceste întâlniri, cum să zic, să fie mai savuroase, să dezvoltăm, să tâlcuim, dacă vreți, idei foarte bune, foarte bune, să dăm mai multă înțelepciune gândurilor noastre, evident cu ajutorul abonaților Cameliei Coffee. Vă iubesc, vă îmbrățișez, ne vedem, ca să știți, luni tot de aici, ne vedem tot de aici și apoi la Slatina Fizic în sală. De-abia aștept să vă îmbrățișez pe fiecare, de-abia aștept să stăm, să ne bem cafeluța acolo în sală, să vedem cum am evoluat noi toți în acești 4 ani, vom face o călătorie, o incursiune în cei 4 ani de Camelia Coffee, de când eram închiși în casă, din 26 martie 2020 și până acum.
vom trăi momente inedite, ne vom și distra, vor fi momente cu adevărat emoționante și o mare bucurie. Vă îmbrățișez cu toată dragostea, dragii mei, aveți grijă de voi și să ne fie de folos. Vă pup și Doamne ajută!